Eu când întreb pacientul, ați avut traumatisme în copilărie, ați căzut din copac, din pod, din sanie, de pe schiuri, el spune că da, de multe ori. Da? Vă aduceți aminte vreun episod? Și el își aduce aminte, da, uite, la 5 ani m-a lovit scrânciumul în cap. Da? De ce din toate căderele și traumatismele pe care le-a avut el, își aduce aminte pe asta? Pentru că el a fost colorat emoțional pentru el. Eu mă simt energizat și am resurse în momentul în care consult pacienții, în momentul în care îi găsesc problema, în momentul în care identific cam de unde sunt simptomele lui și rezultatul pe care îl obține pacientul pe parcursul terapiei. Noi, prin PDTR, noi putem să... Pe de o parte, să analizăm vizual pacientul, știind care este sincronizarea musculară care face mișcarea respectivă și să vedem că la 90 de grade, când el ridică mâna pe lângă corp, da, el are un prag care e dureros. Ce facem noi? Noi găsim traumatismul inițial, pentru că asta lui i-a rămas un reflex de evitare când a căzut el la schi, automat, care nu își mai are validitate pentru că au trecut câteva luni. Noi scoatem reflexul respectiv și atunci amplitudinea mișcării crește instant. Este o reprogramare la nivel neurologic funcțional, pentru că de foarte multe ori durerile, disconfortul nostru nu au un substrat fizic. La fel cum traumele emoționale nu au un substrat fizic. Salutare tuturor! Astăzi vom vorbi cu Orez Bolbocean, medic neurolog, despre dragoste, fericire, PDTR, terapie, multidisciplinaritate. Salutare, Orez! Bine ai venit la Right People, Right Vibes. Mă bucur că ai acceptat invitația mea și mă bucur că s-au legat lucrurile foarte fain între invitația mea și faptul că astăzi ne aflăm aici să filmăm, nu sunt nici 24 de ore și mi s-a părut genial cum s-au legat lucrurile. Aș vrea să te rog să spui tu ce crezi că te... cine ești tu? Cine este Orez? Cine este atât personal cât și profesional? Ca om și ca medic. Ca om sunt tată, soț, persoană care caut să afle cât mai multe lucruri despre ea. Ca medic sunt o persoană care îmi place ceea ce fac și încerc să aprofundez toate lucrurile respective și am și rezultate. Eu tot... cumva urmăresc implicit, având în vedere că te urmăresc pe tine și ne știm, urmăresc tot ceea ce puneți voi content pe social media, ce chiar la un moment dat mă uitam pe site să văd cam cum vedeți voi, cum aveți viziunea asta asupra pregătirii pacienților și mi se pare că voi pregătiți foarte mult pacientul înainte să ajungă la voi, ca și cumva îl educați, îi dați foarte multe informații. Și de aici am ajuns la concluzia că pentru tine contează foarte mult interacțiunea cu omul, mai mult decât problema în sine cu care a venit. Și vreau să te întreb, așa este? Și dacă da, unde ai învățat lucrul ăsta? În facultate, la cursuri sau a venit așa către tine intuitiv? Știi că prima dată când mi-am deschis Facebook a fost la... Când mi-am creat pagina de Facebook a fost acum vreo 7 ani de zile. Și era o chestie rudimentară, erau niște informații pe care le obțineam noi, sau mai bine zis, era răspunsul la întrebările pe care le dădeau pacienți în săptămâna respectivă. Și atunci ne luam telefonul și făceam câteva filmulețe sau scriam niște postări, le puneam pe social media și am observat că de mult interacțiunea respectivă, chiar așa și online, ne-a creat nouă, ne-a ușurat pe de-o parte munca,
De altă parte, ne-a ușurat interacțiunea cu persoana, pentru că ea vedea la cine vine. Noi întotdeauna avem tendința să căutăm medicul, pentru că și noi ca medici suntem, este greu să găsim un medic care să fie potrivit. Clar. Da? Chiar dacă suntem în domeniu. Da? Cu tot mai mult pacientului care nu are nicio treabă și s-a întâmplat ceva și el caută un medic de o anumită specialitate. Da? Toată istoria asta a mers undeva vreo 5 ani de zile, în care postam din când în când, acum când mă uit la filmulețele de pe Facebook vechi sau ale de pe YouTube care le-am pus eu și pe uitam cum arătam în ele. It's funny. Iar de când am deschis deja cu și un an clinică de la București, am fost nevoit să dăm mai multă informație și practic am început să filmăm. Odată la două săptămâni vine un Claudiu de la Brașov și filmăm răspunsul la întrebările pacientului. Ce să facă el în faza acută a durerii de spate? Ce să facă el când află diagnosticul de hernie de disc? Ce se poate întâmpla când el se simte într-o stare de oboseală? Sau care sunt motivele? Și nu pot spune că am învățat-o de undeva. A fost o chestie naturală care a evoluat în timp, care am prins vibe-ul și plăcere și care m-a determinat și pe mine și pe toți din clinică să mergem un pic mai repede pe direcția asta. Iar pacientului este mult mai ușor să vadă care este ideea, să vadă dacă ceea ce facem noi în clinică îi se potrivește lui și poate găsi foarte multe informații din diverse domenii care țin de noi, cum să procedez. Deci asta e un beneficiu. Intuitiv cumva a venit. Da. Bine, mie nu-mi place să apar la cameră. Sau mai bine zis, nu mă simțeam foarte confortabil pentru că aveam și anumite premise vis-a-vis de cum arăt eu, pe de altă parte ce o să gândească lumea despre mine, pe de altă parte este întotdeauna un stres. Dar pe măsură ce faci repetiție și încerci să concentrezi mult mai bine informația pe înțelesul fiecărei persoane, lucrurile devin mult mai ușor. Și aici este un avantaj direct pentru noi, pentru că dacă nu poți să explici unei persoane neavizate în 3 minute ce se întâmplă, înseamnă că tu nu știi foarte bine domeniul. Și îți trebuie mai mult timp. Îți trebuie mai mult timp, îți trebuie mai multe resurse. Da. Pentru că o consultație poate dura 10 minute, o consultație poate dura jumătate de oră sau o oră. Da? Uneori este necesar într-adevăr o oră, uneori este o chestie simplă care în 5 minute ai spus ai asta, 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 trebuie să faci asta, asta, asta. Și atunci e simplu și pentru pacient, pentru că nimeni, dacă nimeni, puțini oameni, când tu te duci la un medic, tu te încrezi în profesionalismul lui, da? Și automat unele persoane au nevoie de foarte multe informații, unele persoane au nevoie să rezolvi problema. Da? Și atunci persoana care are nevoie să rezolvi problema, ea face interacțiunea cu medicul, vede contraindicațiile, indicațiile, vede pașii care sunt de urmat, ok, asta trebuie să facă să rezolvi problema. Da? Uneori se rezolvă în 2 săptămâni, uneori are nevoie de 2, 3, 4, 5 luni. Iar cei care au nevoie de mai multe informații, cumva crezi că de aici a plecat și nevoia asta de a da foarte multe informații în social media, în așa fel încât când vin la tine să puteți să vă fixați exact pe ceea ce are pacientul nevoie? Sunt câteva interacțiuni cu pacientul în general pe care nu le știi. La nivel de Iași, noi avem un procentul este de aproximativ 90% din pacienți care vin din recomandări. Deci ei cumva deja știind rezultatele care au fost, da, având recomandare de la persoana care o știu, ei deja sunt mai deschiși spre ceea ce o să le se facă și ei sunt un pic mai calm. Da. La nivel de București, procentul el în fiecare lună crește, noi acum am ajuns deja la undeva 63% de procent din recomandări. Și, bine, și numărul de pacienți crește. Da?
iar lumea care nu ne știe, ea trebuie să ne cunoască, să vadă de undeva. În momentul în care pacientul sună la recepție, are un timp totuși limitat și persoana la recepție nu poate să-i dea foarte, foarte multe informații. Da? Și atunci noi am încercat să structurăm cam cele mai frecvente întrebări și răspunsurile la ele le-am filmat. Uh-huh. Și în momentul în care pacientul se înregistrează la consultații sau eventual spune că eu mai am nevoie să mă gândesc, lui să trimit, uitați, noi avem astăzi cele mai frecvente întrebări, uitați-vă pe pagina respectivă, găsiți. Dacă aveți nevoie de precizare sau ceva, uh-huh, vă ajutăm. Noi ca și oameni suntem și emoții. Da? Pe lângă partea de mental, suntem și emoții. Și e un subiect care e foarte la modă, că vorbeam noi ieri, și în care acum toată lumea încearcă să explice de unde vin emoțiile, cum vin, și cumva să dea fiecare câte o rețetă, cumva, a cum să totuși să treci peste și să mergi înainte și să îți trăiești viața. De aici, din emoțiile astea, apar stresul, apar șocuri emoționale, apar drame, traume. Și întrebarea mea este, care este legătura dintre emoții și afecțiunile fizice, dintre traume emoționale și afecțiunile fizice? Ce înseamnă traume emoționale? Nu știu, șocuri. A fost la un moment dat, nu știu, fiind copil, l-a speriat cineva sau a fost agresat. Sunt unii care sunt agresați. De exemplu, din ce am citit și eu, foarte multe femei sunt agresate fizic când sunt fetițe, pe parte sexuală, și foarte mulți bărbați sunt agresați emoțional. Băieții. Foarte multe, din câte? Din câți au... Din câți ani ai auzit tu? Da. Știi că noi avem tendința de multe ori, mai ales că ultimul an e foarte mainstream istoria asta cu trauma. Da. A pornit explicațiile foarte bune ce se întâmplă cu neurofiziologia sau reacțiile într-un limbaj mai pe înțelesul tuturor, Paul Olteanu cu Elefant și Călăreț. Da. Și ultimii 2 ani tot mai mult vorbesc despre diverse traume, despre diverse probleme, de ce eu nu pot să ajung acolo unde vreau să ajung, pentru că pe mine undeva în copilărie am avut o copilărie nu știu de care. Raportarea mea la traumă este ceea ce spuneai tu, da? Când există un eveniment puternic care te-a destabilizat, da? Poate fi într-adevăr o agresiune sexuală, poate fi o pierdere a unei persoane dragi, da? Poate fi pierderea unui job sau un faliment sau o judecată sau ceva, e că asta este o traumă, da? Și restul sunt microtraume. Dacă luăm partea respectivă de traumă, organismul nostru încearcă să ajungă într-un echilibru. Uneori, dacă el are suficiente resurse, el iese înapoi, adică ajunge iarăși la echilibru respectiv. Uneori, dacă ne-a prins într-o fază nu foarte ok sau traumatismul respectiv emoțional a fost foarte puternic, organismul pur și simplu se destabilizează și cade. Și atunci are nevoie de susținere. Dacă eu... Hai să dau un exemplu. Uh-huh. Eu când întreb pacientul, ați avut traumatism în copilărie? Ați căzut din copac, din pod, din sanie, de pe schiuri? El spune că da, de multe ori. Vă aduceți aminte vreun episod? Și el își aduce aminte, da, uite, la 5 ani m-a lovit scrânceam în cap. De ce din toate căderele și traumatismele pe care le-a avut el, își aduce aminte pe asta? Pentru că el a fost colorat emoțional pentru el. A fost ceva neașteptat, a fost ceva legat și de o durere, și atunci din toate sutele de căderi pe care le are copilul respectiv, el și-a dat aminte bună. Acum când căutăm în spate trauma, persoana poate să-și aducă aminte
Iar afectarea corpului fizic vis-a-vis de în raport cu traumatismul este că îl întrebi pacient de când a început să degradeze starea ta fizică, de când a început să nu te simți foarte ok. Și el atunci s-aduce aminte, da, uite, a fost ieri o pacientă care avea un tic de a clipi. De când clipiți? De 4 ani. S-a întâmplat ceva acum 4-5 ani, da? O legați de ceva, nu știu, problemă fizică, o problemă emoțională, a spus că da, am avut un accident. Da? Și atunci, dacă stai și sapi în spate, omul își aduce aminte ce se întâmplă acolo. E că asta eu percep ca și traumă. Da? Faptul că eu empiric stau și caut, că pe mine mama mi-a spus că tu nu ești cel mai frumos el din lume sau nu neapărat mi-a dat mie bombana când am vrut eu, eu nu percep asta ca traumă. Da? Pentru că organismul nostru învață. Și dacă nu mi-a dat-o acum și mi-a dat-o după aia încă 4 ori, înseamnă că se validează că mama nu este rea și asta nu este traumă, asta este o chestie normală de educare, de învățare. De asta nu întotdeauna leg traumele sau căutarea traumei de anumite degradări la nivel fizic. Pentru că omul trebuie să-și aducă aminte ce s-a întâmplat. Și oamenii care au suferit un traumatism, pe ei vezi. Iau tulburări de somn, iau tulburări de randament, ei sunt obosiți, ei și întotdeauna, sau de cele mai multe ori, nu întotdeauna, de cele mai multe ori tu îi găsești eveniment. Sau el și-l aduce aminte. Poate nu și-l aduce aminte din prima ședință, și-l aduce aminte dintr-a doua. Și asta e, așa percep eu varianta de traumă. Citeam despre tine că provii dintr-o familie de medici. Chiar aș spune un neam întreg de medici. Da. Și mă întrebam și aș vrea să te întreb și pe tine, cât din profesia pe care o practici tu astăzi și ceea ce faci tu astăzi crezi că a fost alegerea ta și cât crezi că e o moștenire din familie? Adică pur și simplu ai văzut anumite lucruri în familia ta și ți s-a transmis mai departe. Clar n-a fost alegerea mea. La fel ca și la copilul tău sau la orice copil, el nu are capacitatea sau certitudinea de a alege, decât în foarte rare cazuri. Noi putem ca părinți să spunem că al nostru copil are anumite plăcere, predispoziții pentru anumite lucruri, fie, nu știu, filologie, fie matematică, da? În funcție de percepțiile noastre, noi spunem că este mai bine să fii, cum era înainte, fie avocat, fie medic, fie preot. Da. Da? La momentul ăsta sunt mai multe variante de alegere. Da? În mare parte am ajuns la facultate de medicină pentru că eram a treia generație de medici. La fel ca mulți din clasa mea au ajuns la fel la facultatea de medicină, numai că din toți aia 30 care au dat și au intrat, în final medici au rămas câțiva, vreo 5, dacă mă înșel eu. Așa puțin? Pentru că nu este a lor. Pentru că ei nu primesc fericire din ceea ce facem profesia asta de medic. Pentru că indiferent, tu poți să-i spui că mama, tata m-a trimis, da? O să faci un an, 2, 3, 4, 5, la un moment dat îți dai seama că nu este de tine și asta te face nefericit și atunci o să schimbi măcar. Din fericire, pentru mine a fost bine, pentru că am primit plăcere și în continuare primesc plăcere. Și cum simți plăcerea asta? Cum simt? Când îmi vine un că am găsit bună întrebare. Hai să spunem așa. Eu m-am pus-o de multe ori. Că și eu spun tot la fel ca tine, știi? Mă simt și simt că acolo sunt eu, adică văd bucuria oamenilor, mă simt eu bine, când îmi iese, sunt mulțumit. Sunt foarte mulți, foarte mulți factori care se adună. Da, dar ele sunt aceleași fațete ale aceiași medalii. Da?
Pentru că în momentul în care tu îți găsești ceva care îți aduce ție fericire, tu o să faci chestia asta indiferent de lucrurile din jur. Și fiecare persoană are 3-4 lucruri, dacă stai și se gândește, care îl fac pe el fericit. Mm-hmm. Eu mă simt energizat și am resurse în momentul în care consult pacienții, în momentul în care găsesc problema, în momentul în care identific cam de unde sunt simptomele lui și rezultatul pe care îl obține pacientul pe parcursul terapiei. Cu cât este mai complex și complicat cazul și eu înțeleg din consultații că el totuși are șanse de rezolvare cu ceea ce facem noi, cu atât mai multă energie am eu. De asta avem și eu și tu un program de 12 ori oficial și neoficial de 18. Da. Și atunci ăsta este un element care mă face mine fericit. Mm-hmm. Care are multe subtexte, multe zone, dar în momentul în care ți le-ai definitivat tu faci ceea ce faci, te faci mine fericit. Metoda care stă la baza a ceea ce se întâmplă în clinicile Empatio este PDTR-ul. Și ai putea să dai un exemplu prin care să exemplifici în ce constă PDTR-ul și cum tratați voi un caz, cum vedeți voi un caz în clinicile voastre? PDTR-ul este o metodă care a înglobat și a explicat foarte bine diverse aspecte ale funcției corpului uman, pornind de la partea de mușchi și până la partea de nervi cranieni. Și funcțiile care sunt la nivelul ăla și cum poți tu să le influențezi. Ca să-ți dau un exemplu simplu, vine un pacient cu o durere la nivelul umărului, el ridică mâna până la 90 de grade, simte disconfortul, durerea care este de intensitate de, nu știu, 8. Organismul nostru percepe informația din exterior prin intermediul senzorilor pe care le are. Da? Fie vizual, fie auditiv, fie propriocepție, adică ce simțim noi, că eu stau pe scaun, că eu dau de mână. Da? Uneori, informația respectivă este fie aberantă, fie protejează anumite zone în detrimentul altor zone. Da? No, clasic, hai să iau așa. A căzut la schi. Okay. Da? Acum 3 luni. Da? A căzut în umăr. Da? S-a trezit, a fost ok, a fost bine, n-a avut dureri, n-a avut disconfort. Da? Decât o chestie locală. Da? În 2 săptămâni, durerea lui a trecut. Da? Peste câteva luni, observă că a apărut un anumit disconfort la anumite mișcări. Da? Și dacă el în viața normală nu ridica mâna pe la 90 de grade, din anumite motive a început să ridice. Nu știu, a început să pună draperiile. Da? Okay. A observat că există dureri, da, la mișcarea asta. Durerea respectivă începe să se accentueze, începe să vină tot mai săcăitoare, începe să apară la niște unghiuri mai mici. Da? Implicit, pacientul vine și spune că eu am o durere la nivelul umărului care deja nu mai trece la metodele pe care le utilizam eu. Da? Nu-mi trece la o cremă, nu-mi trece la o medicație, nu-mi trece la ceea ce făceam eu cu exerciții. Da? Noi, prin PDTR, noi putem să, pe de o parte, să analizăm vizual pacientul, știind care este sincronizarea musculară care face mișcarea respectivă și să vedem că la 90 de grade, când el ridică mâna pe lângă corp, da, el are un prag care e dureros. Da? Și atunci noi luăm, pur și simplu, prin testare musculară și testăm musculatura care face mișcarea respectivă. Observăm că unii mușchi poate menține contracția ușoară, unii mușchi nu poate menține. Da? Și nu neapărat din cauza durerii. Ce facem noi? Noi găsim traumatismul inițial, pentru că asta lui i-a rămas un reflex de evitare când a căzut el la schi. Automat, care nu își mai are validitate pentru că au trecut câteva luni. Noi scoatem reflexul respectiv și atunci amplitudinea mișcării crește instant. Deci e o reprogramare la nivel muscular.
Este o reprogramare la nivel neurologic funcțional. Pentru că de foarte multe ori durerile, disconfortul nostru nu au un substrat fizic. La fel cum traumele emoționale nu au un substrat fizic. Ele au un... Adică nu există o, să spunem, amigdala care s-a blezat la nivelul creierului și tu ai din urma traumei emoționale. Da? Este o reacție pe care o ai tu la evenimentele din jur și la oamenii din jur, ceea ce fac ei sau cum percepi tu. Da? Și asta este o chestie funcțională pe care ți este destul de greu să o obiectivezi pentru că nu prea avem metode. Da? Dar pe de altă parte nu avem starea pacientului care nu este ok. Și atunci, ca medici, dacă este o ușoară anxietate sau ușoară depresie, îi dai un medicament care îi scade un pic excitabilitatea respectivă și el poate să-și gestioneze mult mai bine reacțiile. Da? Nu neapărat să fie medicament în sfera psihiatrică. Da? Dacă ajunge la depresie moderată sau majoră, deja intrăm în faza de psihiatrie. Ce face PDTR este că poate corela reacțiile organismului involuntare pe care el le are, fie legate de un anumit eveniment traumatic emoțional, fie de un anumit eveniment traumatic fizic, da? Să-i vadă reacțiile, dacă sunt corecte sau incorrecte, și să moduleze, să aducă la normal reacțiile respective. Adică să-i scadă pur și simplu excitabilitatea sau să-i scadă excesul ăsta de informații. Noi vorbeam, apropo, că ne-am văzut cu... Eu am ieșit din mașină așa în tricou, da, afară sunt 11 grade, da, și tu spuneai că eu când mă uit la tine, vine, eu tremur mai tare. Da. Eu stau în tricou la 10 grade sau proful stă în tricou la minus 5, da, pentru că făceam curs în București și afară erau minus 10, el era într-un tricou și toată lumea se uita că la mașini străini la el. Da. Pentru că există anumiți receptori, nociceptori care transmit senzație de frig, în anumite condiții ei transmit informația asta exagerat și atunci persoana, pe lângă faptul că resimte frigul, resimte frigul dezagreabil și nu-l ajută chiar dacă se îmbracă foarte gros. Da, sunt persoanele care, în momentul în care intră într-un încăpere, spun închideți-vă, rog, aerul condiționat. Da, pentru că la mine instant apar niște reacții, curge nasul și mă simt foarte prost. Da. PDTR-ul permite să stimuleze în primul rând să găsești zona care este hiper-excitată. Da. Noi avem niște doze de în frigider. Când vine o persoană genul ăsta, am luat și îl întrebăm, ok, dacă tu acum ieși la minus 20 gol afară, care este zona care o să fie cea mai neplăcută? Da? Unde o să perceapă cel mai rece? Da? Și el întotdeauna îți spune, fie capul, fie mâna, fie piciorul. Da? Și în momentul în care tu îi stimulezi, îi pui ceva rece în zona respectivă, el începe să simtă aceleași senzații neplăcute, are reacțiile involuntare. Da? Ce facem prin PDTR? Îi creștem reacția respectivă, da? Punem ceva rece, îi găsim receptori care îi, semnalul care este în pereche, da? Am crescut foarte mult intensitatea, i-am dat un reflex și îl ajunge la normal. Da? Și atunci pacientul ies afară, da? În tricou, și el nu mai simte, bine, el simte rece, dar el nu simte senzația dezagreabilă, stă 10-15-20 minute afară. Da. Că asta e esența neuroterapiei PDTR. Da. Găsești ce este prea mult, prea exagerat, da, și îl aduci la niște reflexii normale. Asta ar fi foarte fain acum, știi că a crescut prețul la gazii, să treacă toată lumea pe la tine să-și să vadă de ce au nevoie de 25-26 de grade în cameră, când vara, în mod normal, ar da drumul la aer condiționat pentru 25-26 de grade. Tu ai văzut că odată cu creșterea acestor prețuri, foarte multă lume s-a adaptat la temperaturi mai joase? Mhm. Și chiar dacă a fost forțat, îi simt mai bine deja, nu la 25 de grade, simt mai bine la 22. Uh-huh.
corpul se adaptează. Sănătate înseamnă adaptare. Adaptare la factori din jur. În momentul în care pe tine dezechilibrează cineva care ți-a spus că tu nu ești o persoană integră sau faci greșeli foarte multe, tu analizezi dacă ești într-adevăr adevărat, dacă are dreptate, îți schimbi comportamentul, începi să faci lucruri ca să eviți lucrul ăsta și atunci asta este o construcție corectă, normală de evoluție. Dacă tu nu faci greșeli și tu auzi aceste lucruri, bine că nu poți să nu faci greșeli, dacă lucrul tine... ăla nu-i greșit, care a spus el, de care a fost cumva judecat, acuzat. Corect. Atunci tu nu ești adaptat la lumea din jur. Tu nu ești ok, pentru că pe tine foarte ușor te poate dezechilibra oricine. Dar ca să nu te dezechilibreze, trebuie să știi cât mai multe despre tine. Noi învățăm toată viața. Bun, ai explicat asta pe parte de exemplu de, pe care l-ai dat cu a căzut la schi. Dar hai să dai un exemplu și pe partea asta de emoțional. De exemplu, are un atac de panică. Ajunge la tine, are atac de panică. Cum îl vindecă PDTR-ul? Că oricum, la tine e mai mult decât PDTR, că cum îl ajută? Sunt și parte de reflexoterapie și acupunctură și mai multe. Știi care e faza? Că în medicină, în general, există foarte puține lucruri, sau în lume există foarte puține lucruri care vindecă. Da? Noi putem crea premizele ca organismul să se echilibreze singur și să facă, să aibă mai multe resurse să rezolvă problema. Da, pentru corect. Că aceeași antibiotic care se dă într-o răceală, ea nu vindecă răceala. Ea ajută organismul că el să treacă peste ea. Da? Când vine o persoană care declară sau spune că are atacuri de panică, el îi găsește evenimentul din spate, ce e determinat lui atacul de panică. Da, prima dată, când s-a decompensat. După aia îl rogi, ok, să spunem că era un... nu știu, am ajuns, m-a dat afară șef, cu exemplu. Da? De atunci eu am simțit că lucrurile nu sunt ok, da? Și acum, după un an de zile, sau după 6 luni, sau după 3 luni, eu mă simt aceste atacuri de panică. Noi rugăm să se gândească la evenimentul respectiv. A, și vezi cum răspunde corpul la... Da. Îl vedem prin testare musculară. El poate menține o contracție în condiții normale. Da, în momentul în care se gândește la evenimentul respectiv, el intră într-o stare de hipotonie. Adică el este, nu-și mai poate controla corpul în aceeași măsură ca înainte. Da? Înseamnă că acest eveniment îi afectează lui partea fizică. Da? Toate aceste reacții sunt minime. Bine, atacul de panică este maximul. Da? Dar toate aceste reacții sunt niște chestii normale la evenimentele din jur. Pentru că în momentul în care noi spunem, să spunem, nu spunem adevărul, da, cu detectorul ăla de minciuni, da, la noi se schimbă direcția privirii, la noi se schimbă mimica feței, la noi se schimbă pulsul, la noi se schimbă tensiunea, la noi se schimbă micromișcările la nivelul pielii, de asta când tu te duci la și îți pui detectorul de minciuni, el are o manșetă pe mână care îți calibrează ție reacțiile care sunt normale, care nu sunt normale. Da? Și atunci tu răspunzi da sau nu. După 4-5 întrebări s-a calibrat ce înseamnă da, s-a calibrat ce înseamnă nu, și în momentul în care tu spui ceva care nu care nu este adevărat, la tine reacțiile involuntare se întâmplă. Așa vezi dacă tu ai mințit. Noi prin PDTR vedem, putem să testăm reflexul miotatic, pentru că este un reflex involuntar. Și atunci când persoana se gândește la evenimentul respectiv, la el, popular vorbind, îi cad de mușchi. Adică el nu poate trage genunchi. Da? Sau nu are reacția corespunzătoare. Fiecare eveniment, creierul nostru îl integrează pe anumite arii. Adică, uneori ne dezechilibrează când ne vedem imaginea evenimentului, șeful. Da? Uneori ne dezechilibrează cuvintele care le-au spus. Da? Uneori gândurile despre această situație. Uneori senzațiile care apar la nivelul corpului când noi ne gândim la asta. Da?
uneori este ceea ce construim noi în viitor. Da? Ce o să-mi spună mie viitorul șef, da? Când o să ajung eu la el la interviu de angajare. Mm-hmm. Da? Și atunci am identificat ce concret din evenimentul ăsta, spunem că este imaginea. Da? Eu mi-aduc aminte până acum, da? Cum era, cum era îmbrăcat, ce făceam eu, cum arăta masa, cum arăta toate istoriile astea. Da? Și atunci îl punem să gândească la istoria asta, da? Îi stimulăm un organ, da? Și el simt procesează. Toată terapia, basic, toate trei nivelurile durează ca și timp 15 minute. Restul 45 de minute în consultație să găsești când, cum și unde. Da? Și ulterior, când el pleacă, el deja se poate gândi la evenimentul respectiv și îl vede obiectiv, adică nu mai are reacțiile la nivelul corpului. Da? El trăiește în viața lui o săptămână, 10 zile, ceea ce îl scotea din stare de ok nu mai este, da? Și iese următorul nivel. Și așa, în trei ședințe, îl aducem la un ok. Uneori este necesară în paralel să meargă și un pic cu medicații, dacă atacurile de panic sunt foarte vechi sau sunt de o magnitudine foarte mare, mergem un pic în paralel și cu medicații și după aia nu mai are nevoie pentru că le controlează. Cam asta e tehnica pentru emoții. Și emoțiile nu neapărat sunt, sau nu emoțiile, reacțiile respective nu sunt neapărat legate de o problemă foarte, foarte mare. Da? Adică avem persoane care într-o anumită situație ei nu se simt ok. Da? Și lor nu le place reacția pe care o au ei în situația respectivă. Și ei nu pot controla până la capăt. Chiar dacă sunt cerebrali, chiar dacă s-au deprins anumite obiceiuri să o mențină, starea lor nu îi satisface în ochi. Mă duceam acum cu mintea la Matrix, știi? Și mi se pare că din ce în ce mai mult apar informații și cumva se leagă cu ceea ce ei au descris în Matrix, că eu consider că nu a apărut degeaba Matrix-ul la momentul respectiv, ci de fapt în spate era o explicație la niște lucruri care se întâmplă și cumva informația aia a venit la momentul respectiv ca un film de un SF sau unii nu știu cum să-i spun. Dar la momentul actual putem să vedem foarte bine asemănările în ceea ce trăim noi cu filmul respectiv. Că pur și simplu sunt niște informații care le avem undeva și mergem pe informația respectivă, care a fost dată de, cum ai spus tu, de un eveniment, de ceva care s-a întâmplat în trecut. Cum ai transpune tu în viața de zi cu zi filmul ăsta Matrix? Cum îl vezi? Realitate? Bunicii noștri aveau o cantitate limitată de informații cu care ei se confruntau zilnic. Da? Părinții noștri aveau mai multe informații, pentru că a apărut radio, a apărut televiziune, a apărut ziarele, și statul la ora 8 la televizor, da, era tocmai ideea de a primi informații. La momentul actual noi avem extrem de multe informații din jur, da, și în același timp noi am dezvoltat capacitatea de adaptare în care ștergem foarte multe informații. Da. Vedem reclamele, le-am șters, vedem Siria, am șters, o vedem foarte multe lucruri care le ștergem și rămân alea care interesează pe noi la momentul ăsta. Da. De asta corpul nostru percepe lumea din jur prin intermediul senzorilor. Da? Pentru că dacă ochiul meu nu vede ultravioletul, eu nu știu ce înseamnă ultraviolet. Da? Decât dacă îmi vine o lampă în ochi și eu încep să o percep, da? Foarte mult. Și atunci eu încep să creez reacții vis-a-vis de lampă respectivă. Da? Și faptul că ai noștri copii derulează foarte repede
lucrul din jur sau ei încep să facă lucruri noi pe care în momentul în care ne uităm la ele nu înțelegem cum Dumnezeu le-a făcut, ei pur și simplu s-au adaptat la lumea actuală. Noi tot vrem să ne adaptăm, de asta încercăm să învățăm, să ajungem din urmă, dar analogia cu filmul Matrix este o chestie super reală. Și în momentul în care tu te duci în vacanță, da, și tu ai informații mai puține decât te-ai deprins tu, da, te prinzi cu ideea că vrei să mai citești, să mai vezi, să mai prinzi ceva. Da? Pentru că noi avem, deja suntem dependenți de foarte multe informații din jur. Pentru că asta e viața noastră reală. Data viitoare ce o să fie, Dumnezeu știe. Adică peste câțiva ani ce o să fie, nu știm. Ar trebui să stăm să ne cumva să primim toată informația asta sau să începem să o filtrăm și să începem să ne dăm doar informația care e necesară și atât. Pentru că, de exemplu, la mine, eu mi-am tăiat foarte mult, nu mă uit la televizor, nu mai pe social media, înainte eram dependent, acum dau câteva scroll și eventual ascult ceva sau ascult muzică sau ascult, dar nu neapărat că mai citesc cum citeam înainte fiecare ce a postat. Cu cât crești în vârstă, cu atât mai bine știi ce te face pe tine fericit. Deci ne învârtim în jurul fericirii. Da, normal. Altfel de ce te trezești dimineața. Știi care e faza mișto, da? Cum e făcut universul ăsta? Că tu poți acumula, să spunem, bani, da? Tu poți acumula cunoștință, dar tu nu poți acumula fericire. Adică dacă ai, nu știu, ai fi primii 10 ani și ai acumula 100 de kilograme de fericire și ai ști că în fiecare dimineață ți-i zic dacă 20 de grame și tu te simți fericit, ar fi foarte mișto. Da? Cu cât mai mari creștem, cu atât mai bine ne calibrăm pentru noi ce ne face pe noi fericiți. Da? Și dacă înainte erau postările respective, la momentul ăsta tu ai depășit etapa, înțelegi că pe tine te fac fericit trei lucruri. Da? Să te duci la servici, da? Fiecare are 3-4 lucruri lui, da? Să primești doza de acolo, să acasă să faci, nu știu, citești o carte, da? Și să-ți iasă încă ceva bine. Adică să cânți, nu știu, la vioară. Da? E că astea trei lucruri pe tine te fac fericit. Da? Tu îți concentrezi informația pe care o ai tocmai pe astea trei zone. Da? Tot să înveți despre medicină ta, da? Pentru că asta îți aduce ție beneficii și tu te simți ok. Tu o să descoperi că în momentul în care ai făcut primul podcast, da, sau primele podcasturi erau, încă nu aveai un scop definit de ce le faci, da. Dar pe parcurs ți-ai dat seama că discutând cu diversi oameni, tu îți pui diverse întrebări și afli mai multe lucruri despre tine. Și atunci asta pe tine te face fericit și de asta te-ai trezit tu astăzi la 6 dimineața și ai venit aici și m-ai chemat ieri. Da? Și tu o să o faci permanent. Da? Dacă îți place să cânți la vioară, tu să iei informații de acolo. Și automat Facebook-ul e făcut mișto pentru că el o să-ți vină și o să-ți dea informații vis-a-vis de cum să cânți la vioară. Da? Și restul, pur și simplu, o să-l șteargă. Eu de asta spun că noi oricum ne adaptăm. Și informația pe care o avem și calitatea relațiilor cu oamenii din jur, noi o alegem. Și oamenii care nu ne dau calitate corectă sau noi am depășit în interesele noastre, pur și simplu ei undeva dispar. Să trăiază singuri. Și îți rămân aia din care, la care tu te încarci. Cumva, din ce spui tu, înseamnă că înțelepțirea este de fapt să îți găsești lucrurile care te fac pe tine fericit. Da. Și să știi, să le conștientizezi și să rămâi pe lucrurile care te fac fericit. Da. Și dacă e ceva care, de exemplu, la un moment dat nu te mai face fericit, să știi să-l dai la o parte și să treci mai departe, să găsești altceva care să înlocuiască. Da. Asta se face prin testare. Pentru că eu nu știu că, apropo de început discuții, da? Eu nu știam că medicina și clinica o să mă fac mine fericit. Idei n-avem. Da? Pe parcurs am descoperit că eu primesc plăcere din asta.
Da? Și nu contează că e 12 noaptea și eu stau scriu lucrare de doctorat, nu contează că eu trebuie să mă trezesc la 6 dimineață, eu simțeam starea de bine. După aia am început să-mi definesc ce este bine pentru mine. Și atunci ce este bine, o fac. Ceea ce nu este bine, o încerc. Și dacă într-adevăr se confirmă că nu mă simt eu ok sau nu se simte, are un impact negativ asupra mea și implicit au microcosmosul meu, familie și toate astea, înseamnă că nu mai fac. Cum crezi că ajungem să conștientizăm anumite emoții? Care anumite? Nu știu, de exemplu, cum ai spus tu, că și în momentul în care ne este frig, da? Uh-huh. De fapt e tot o emoție acolo, în spate. Da, e o senzație care după aia se transformă în emoție. Uh-huh. Am înțeles că cumva noi primul pas care ar trebui să-l facem este să conștientizăm ce emoție creează în noi, nu? Prima dată ai zis că de stimul, să vedem ce ne-a stimulat prima dată, uh-huh. Nu? Da. După care să vedem și cum se manifestă. Da. Că de foarte multe ori ajungem să facem lucruri, uite, de exemplu la mine pe stomatologie, pacienții nu mai sunt conștienți că ei strâng de dinți în draci. Da. E un lucru care îi compensează anumite, nu știu, orice de la nivelul... Dezechilibre, spune. Dezechilibre. Dar e un lucru normal, ei trăiesc că lucrul ăla este normal, e o normalitate pentru ei. Da. Și atunci, cum ar trebui să zicem că nu ajung la mine și eu să le spun, știi, ai și o problemă că, nu știu, pe faptul că strângi și ar trebui să vedem ce se află în spate, o furie, o frică, un dezechilibru la nivelul corpului în care tu stai într-o poziție care nu este firească. Prima dată își dau seama de problema fizică, da? I s-a stricat un dinte, de exemplu, da? A crăpat un dinte. După care crezi că ar fi bine să îl ducem în emoție, să conștientizeze emoția? Nu cred că trebuie. Adică rolul nostru ca medici este să identificăm, să vedem obiectiv care sunt simptomele pacientului și ce le poate crea. Da? Pentru că un dinte rupt este doar o consecință. Uh-huh. Dacă tu ca stomatolog îi repari dintele respectiv și nu îi dai informația că la tine ceva nu este ok pentru că tu stai permanent crispat și permanent ai niște ticuri involuntare, este posibil ca peste o săptămână, două, trei, o lună, două, acel dinte pe care tu l-ai făcut perfect din punct de vedere fizic să fie la fel de stricat cum era înainte. Mm-hmm. Acum pacienții pot să accepte informația, pot să nu accepte informația. Aici deja este alegerea fiecăruia. Pentru că orice pacient vine la noi este o persoană care suferă. Eu așa e eu. Da? Și reacțiile pe care le au pacienții că nu m-a ajutat, că eu sunt la fel, că la mine totul e rău, da? Dar eu o să fiu ca înainte, da? Eu le iau ca semnale de suferință. Și atunci eu încerc să-i ajut prin informațiile pe care le pot da eu. Cum aveam, uite, apropo de stomatologie, da? Două săptămâni urmă a venit o doamnă care acum 3 luni de zile a scos un molar de minte, da? Doamne, ei la vreo 40 de ani. După asta i-a apărut o tensiune la nivelul maxilarului, un pic de tensiune la nivelul cervical, un pic de tensiune la nivelul umărului. Da? A făcut fizioterapie, a făcut diverse lucruri, lucrul nu s-a schimbat foarte mult. Da? A venit la noi, într-adevăr avea tensiune la nivelul musculaturii, avea inflamații, neurologic vorbind era ok. Da? Mi-a spus ok, dumneavoastră aveți problema respectivă fizică, da? Uitați, asta e tema pe acasă, eu apreciez din experiența anterioară că facem 2-3 ședințe la o distanță de o săptămână, lucrurile din punct de vedere mecanic se rezolvă și atunci dumneavoastră o să fiți mai ok.
Eu am făcut două ședințe terapie, da? Și dumneai dintr-un anumit motiv, da, simptomele s-au redus cu aproape 80%, da? Ea a vrut să testeze, da? Și am mâncat alune. Da? Ok, și i-au revenit senzațiile. Da? Chiar și un pic mai rău decât era. Da? I-am spus, ok, eu înțeleg, noi v-am spus, asta e conduită, vă rog, haideți să vedem, să facem reevaluare, pentru că nu știm în ce zonă suntem. Problema la domnia ei, nu cu problema, întrebarea care era permanent repetată pe parcursul terapiei și care nu neapărat a formulat la nivel de consultație era, eu să fiu la fel cum eram înainte de a-mi scoate molarul respectiv sau nu? Deci ea se simțea incomplet fără molarul ăla. Da, ea se simțea că înainte eu ieșeam afară și alergam 3 km și eram bine. Eu acum resimt în momentul în care mă plimb, resimt un disconfort la nivel cervical, la nivelul trapezului. Ea descria ca simptome disconfort, bine, ea descria ca simptome durere, da? Dar la nivel obiectiv ăsta era un disconfort. Da? Acum încercând să calibrez care este starea de ok și ce înseamnă durere, scala aia analogică a durerii, da? Între 0, lipsa completă durerii, 10 când pacientul nu se poate mișca deloc. Okay. Da? Percepția ei era de un 7. Cu toate că obiectiv vorbind era un disconfort. Da? În momentul în care am început să intrăm mai specific, doamna era într-o stare de anxietate. Și atunci eu înțeleg că din punct de vedere fizic eu îi pot regla sau ajuta să regleze partea asta de temporomandibular, dar psihoemoțional respectiv eu nu prea am cum să-l fac, pentru că ea ajunsese într-o stare de anxietate destul de puternic și nu mai calibra normalul. Uh-huh. Da? Pentru că dacă pui o notă de 6-7 din 10, în care 10 e, sau să spunem așa, 5-ul este când persoana are nevoie să ia medicație pentru a calma durere. Da? Și 10 când nu poate deloc să miște. Da? Și ea pune undeva 7, înseamnă că ceva ca și percepție e spre durere, nu este ok. Și atunci asta nu ține neapărat de mine ca medic neurolog, nu ține de tine ca medic stomatolog, da, este, are nevoie de un, în prim rând, de un consult la psiholog și să vadă mai bine zonele astea. Pentru că, fizic vorbind, este o problemă minoră, banală, care se întâmplă și revine. Și pe care, dacă nu o rezolvă, revine la tine și tu o iei de la capăt de fiecare dată, nu? Da. 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 Păi, de asta că și eu în stomatologie tot am avansat cu cursurile, cu să vedem cum facem cel mai bine, cea mai să lucrăm minim invaziv, să ne ducem să facem cea mai bună, de exemplu, obturație din compozit. Doar că la un moment dat, respectând niște protocoale foarte stricte, știi, ajungea, iar mi-a căzut obturația, iar și zic ok. La un moment dat era o practică, dacă tot îi cădea foarte mult, o scoteai din ocluzie. Și dacă o scoteai din ocluzie, nu mai... Dar chiar și așa erau cazuri în care respectiva obturație cădea. Și atunci, normal, am luat și am căutat. Și am descoperit din practica mea, deci n-am făcut studii, n-am făcut, dar am pur și simplu, punând aceleași întrebări la fiecare pacient, am descoperit că, de fapt, cauza era cu totul în altă parte. Era o cauză emoțională. Era că tot așa am început să întreb. Dar ce s-a întâmplat? Că s-a întâmplat în weekend. Ok, ce s-a întâmplat în weekend? Știind că e clar că a strâns din dinți sau așa, v-aș certa cu cineva, ați fost furioasă și pur și simplu am văzut că încep să se lege pacienții și atunci de asta am ajuns să vorbesc despre emoții, de asta am ajuns să facem cursul cu Manuela la care ai fost și tu invitat,
Și cred că asta este și direcția în care ar trebui să, să meargă și la fel cum tu, de exemplu, din partea asta de fizioterapie, kinetoterapie, neurologie, ai dus-o la nivelul în care ai adus și emoția și un întreg ansamblu în practica ta de zi cu zi, cred că așa ar trebui să se întâmple și în, în stomatologie și o simt că deja se întâmplă, că deja am colegi cu care pot să discut pe tema asta și sunt, sunt ceva colegi. Ce facem cu emoția? O corectăm sau o redefinim? Lumea, mai ales în SUA, da, există foarte multe protocoale medicale. Protocoale au izvorât tocmai din ideea că în momentul în care tu faci anumite lucruri în anumite etape, la cele mai multe persoane se modifică problema, da, se îmbunătățește. Și dacă nu s-a îmbunătățit, înseamnă că există ceva în plus sau în minus. Dar dacă funcționează protocolul respectiv la 90% din persoane, înseamnă că celelalte 10 mai au încă ceva. Dacă tu pui dintele și pacientul este ok, și asta se întâmplă 90% din persoane, există alea 10 care nu sunt ok. În Occident nu este o problemă să reevaluezi ulterior cazul. Adică ai făcut, practica mea, da, 5 ședințe terapie, da, 10.000 de pacienți consultați, da, sute de mii de tratamente, da, în cazul ăsta concret cu hernie disc care se duce pe picior, este necesară 5 ședințe terapie la intervalul ăsta, protocolul ăsta, terapia asta. Da. Okay. Și atunci, după 5 ședințe, foarte mulți iesă. Da. Dacă nu merge așa cum ne-am așteptat, da, automat, fie sunt factori care nu i-am identificat, fie cazul pur și simplu trebuie reevaluat. Și atunci tu poți identifica că pacientul are anumite conduite acasă care pe el destabilizează. Da? Pe de altă parte, poate s-au supraadăugat ceva care nu era foarte evident în fază inițială. În momentul în care, și atunci tu fii schimbi protocolul, fii rogi pacienți numai care alea 6 kg, două etaje și să nu stea mai mult de o oră jumate în șezut, atâta timp cât el are hernie disc, este în hernie disc faza acut. Pentru că degeaba eu îl tratez dacă el face 6 etaje permanent și nu pune un pic de pauză. Da, dar vezi că în același timp există un video în care le spui că după hernia de disc pasă care. Da, e corect, dar depinde de etapă. Pentru că dacă el are o hernie de disc acută, cu durere acută în care, sau semi-acută, în care el are o limitare de a calității vieții lui cu 70%, da, el în momentul ăla trebuie pur și simplu să fac terapie, să fac un pic de pauză și să restricționeze un pic obiceiurile zilnice. Pentru că dacă tu ai un deget care are o rană, tu nu o să începi să bați degetul ăla ca să treacă rana mai repede. Adică trebuie să-i faci premizele să treacă. Da. Acum cu emoțiile și redefinirea emoțiilor, sunt pacienți care, din punct de vedere fizic, tu ai făcut, sau din punct de vedere terapeutic, ai făcut toate, ai urmat toate protocolele, da? El ar trebui să fie bine, da, dar el îți percepe durerea de 7 din 10. Uh-huh. Da? Cu toate că tu vezi că el obiectiv să pleacă, cu toate vezi cu obiectiv nu mai are grimasa aia involuntară când face mișcarea, da? Cu toate că vezi o evoluție obiectivă la nivelul simptomelor și neurologice și fizice pe care le simte el. Dar el spune că eu sunt foarte, foarte rău. Și atunci e o echipă, într-adevăr, cum spuneai și tu, multidisciplinară. Pe de altă parte, tu te înveți să identifici și atunci sunt anumite teste, pentru că noi nu suntem unici în lumea asta care s-au confruntat cu problema asta, de anxietate, de depresie, de discuții pe uneori. Și îți dai seama că eu, din punct de vedere
fizic ce era eu am rezolvat, dar tu ai nevoie și de un coleg pe domeniul ăsta, care să te ajute pe tine mai departe. Da, uite, de exemplu, un caz cu care m-am confruntat eu înainte de sărbători. Am un pacient care pur și simplu refuză să-i, de exemplu, pot să-i lucrez la dinții din față, dar cu maxim două degete. Dacă îl bag și pe al treilea deget în gură, refuză. Nu poate să când vede că simte că deja îi se umple gura cu ceva. Ideea este că culmea a ajuns să aibă dinți doar în față, sus și jos. Și acum am ajuns la faza în care el și-ar dori să poată să-și mănânce. Și am zis, bun, dar de aici nu mai ține de mine. De aici ține de dumneavoastră să vă duceți mai departe. Aș putea să vă dau două, trei direcții în care să vă duceți să încercați să rezolvați problema cu de ce nu acceptați acel ceva în gură. Că nu e vorba că nu ar accepta, de exemplu, să intre chirurgul, colegul meu care e chirurg, să intre în zona molară și să îi insere niște implanturi. Sau i-am zis, ok, poate asta nu puteți accepta, dar nici proteze nu o să puteți să acceptați. Și e la faza în care a zis că stă să se mai gândească, dar... Și da, asta i-am zis și eu, e alegerea dumneavoastră, din momentul ăsta eu mi-am făcut, dar eu identific că problema nu mai este în... nu mai ține de mine, adică nu pot eu să vă mai ajut. Și atunci am nevoie de tine, de Orest, care să zic să-l trimit la tine și să vezi, poate se rezolvă prin PDTR, sau dacă nu, m-am gândit la un moment dat, îl trimit să facă hipnoză. Să vadă și să-i scurcircuiteze sau să-i redefinească emoția aia, că ceva s-a întâmplat la un moment dat de el, că luând și întrebându-l la fiecare ședință care ne-am văzut, tot l-am mai întrebat, că deja știam că o să ajung la final în care o să trebuiască să-i spun că trebuie făcut și ceva în spate. Și tot îl întrebam, dar de mult, din copilărie, din... fusese și în armată și zic, poate în armată, poate ceva s-a întâmplat. Nu reușea să identifice bine, nici nu era specialitatea mea să mă duc în partea asta. Dar cumva vroiam să... Vrei să-l ajut. Da, vroiam să-l ajut. Știi? Și de asta eu cred că e foarte important în momentul în care eu ajung în punctul ăsta în care am identificat o problemă, știu că nu mai ține de mine, am nevoie să știu că mai există 2-3 colegi unde să indic să meargă în partea aia. Sau, de exemplu, la, știi că vorbeam noi de frenectomie. Degeaba eu îi fac frenectomie dacă și asta o văd eu în momentul în care fac frenectomia, îi văd că musculatura aia este contractată. Și dacă le și explic pacienților, dacă eu am făcut frenectomia și nu te duci să deprogramezi musculatura de la limba, rămâne în aceeași poziție în care a fost și cu fren și fără fren. Da. Da. Chestii similare. Da. Pacientul vine cu un disconfort, durere, noi în 4-5 ședințe îl reglăm vis-a-vis disconfort în proporție de 70, 80, 90, uneori 100%. Da. Pacientul vine cu ideea că asta e tot, dar în momentul în care îl brogi și indici, treci, te rog, în faza a doua și fă un pic de kinetoterapie pentru că tu nu prea ai control muscular și noi te-am adus la un normal, dar trebuie să consolidezi lucrurile astea, alege să nu. Deci cam 30% din pacienții noștri duc în kinet. E alegerea lor. Dar știi cum e vorba de stimul? Știi ce înseamnă stimul? În traducere. Este bățul ăla care băteau boi în romantic. Asta e denumirea. Și atunci, dacă noi în prima fază a vieții fugim de ceva,
fugim, nu știu, de sărăcii, de nefericire, de ceva. Da? În momentul în care ne-am calibrat toate lucrurile și am ajuns la un moment dat, că am de toate, sunt ok, familia ok, bani suficienți, da? Te gândești ce să faci mai departe, care-i sensul. Da? Sau ce te duci pe tine în drive. Da? Unii pacienți fug de stimulul să nu mă doară. Și atunci, în momentul în care pe el nu-l mai doare, el și-a bifat necesitatea. Alții vor să fie mai bine, mult mai bine. Și atunci durerea este doar o componentă, dar asta e greu de calibrat din prima ședință, prima dată. Și pentru, și pentru noi și pentru pacienți este o călătorie. Tu ai făcut tot ceea ce era necesar, tu ai dat informațiile și din punct de vedere medical că ar trebui sau eu îți recomand să faci asta, da? Și cel mai important în istoria asta este să știi când să te oprești. Pentru că dacă insiști prea mult, nu e ok, dacă nu-i dai suficient informații sau nu încerci să ajuți persoana asta, tot nu ești ok, dar până la urmă fiecare fuge undeva. Unii fug de stimul, unii fug de... unii fug spre un scop. Da. Și fiecare are scopul lui. Și crezi că am putea să folosim scopul ca să redefinim emoția? Ca să mă întorc înapoi la cealaltă întrebare? Scopul. Problema cu scopul este să-ți găsești care e... unde vrei tu să ajungi, concret. Pentru că dacă tu nu ți-ai definitivat concret unde vrei să ajungi sau ce vrei să faci, nu știu, hai să dau un exemplu din bani. Eu vreau să am un venit pasiv în care eu nu fac nimic de, nu știu, 1000 de euro pe lună. Okay. Da? Tu ai un scop concret, da? Și ai un rezultat concret la care tu vrei să ajungi. Da? Și atunci ceea ce faci tu pe parcursul proceselor ca să ajungi la rezultatul respectiv, îți aduci ție bine. Dacă tu ai scopul să tratezi 1 milion de persoane, este o chestie foarte, foarte neclară, da, și pentru tine. Da? Sau eu am scopul să nu mai stau în apartament de o cameră în Bulargă. Da? De asta e ce fugi tu. Da? Scopul ar trebui, nu știu dacă îl pun așa, să-l reformulez, să-mi cumpăr un apartament de 2 camere în 5 ani în Buricul Iașului. Da? Pentru că dacă eu fug din Bulargă, asta e una. Dacă eu mă duc în direcția aia, este altă. Da? Și atunci cât mai bine îți definitivezi unde vrei tu să ajungi, da? Cu atât mai multe resurse aloc organismul tău pentru asta și asta te face pe tine ok. Pentru că contează și procesul, contează și rezultatul. Pentru că rezultatul fără proces nu este o chestie sănătoasă. Sunt copii de bani gata. Da? Iau rezultatul, da? Ferrari, Lamborghini, cluburi și alte istorie, dar ei nu știu procesul. Și de asta mulți dintre ei nu sunt fericiți sau își găsesc fericire în alte lucruri. Da? Pe de altă parte, în fiecare zi să faci același lucruri care nu au un scop final pe care nu ți l-ai definitivat tu, este muncă titanică și în final tu poți să faci, dar scopul la care ți l-ai formulat tu nu este ok. Și ar trebui să-ți dai seama, ar trebui să-ți dai seama să fii și real, adică să poți să-l ajungi la el. Poate să nu fie real. Poate să fie ca la Elon Musk, da? Eu vreau să ajung pe Marte. Da. La momentul formulării lui, el nu este real. Da. La momentul tehnologic. Da. Dar atâta timp cât și l-a definit, el a început să facă pașii ca să poată trimite Tesla aia în Marte, pe Marte. Da. Mm-hmm. Și atunci el devine real. Și tu pe parcurs poți să te joci în limitele respective. Dacă tu ai misiunea să fiu fericit, da. Ce înseamnă să fiu fericit? Să fiu fericit poate este când stau spate în Bali sau sunt fericit când vine salariul pe data 25.
Definitivează-ți, cunoște-te pe tine, definitivează-ți ce te face pe tine ok, da? Și care e pasul următor. De asta, scuze, emoția este consecința senzațiilor pe care le avem noi când facem ceva ce ne place. Și emoțiile, în ghilimele vorbind, negative, este senzația pe care o percepem la nivelul corpului în momentul în care ne confruntăm cu ceva care nu este bun. Da? Pentru că stresul există, asta e definiția stresului. Stres avem în fiecare zi, da? Care ne pune ca șorcei aia să depășim situațiile respective. Cu cât mai mult am depășit, cu atât mai clar este pentru noi, cu atât mai puțin ne dezechilibrează, cu atât mai departe ajungem și tot mai fericiți suntem. Da? Și noi neapărat pentru fiecare fericire e o chestie diferită. Nu știu, pentru unii banii. Da? Pentru alții banii sunt doar o consecință. Da? Pentru că, nu știu, același Elon Musk sau Richard Branson sau toți aștia, da? Au făcut bani și acopere nevoile de bază, dar tu poți sta în depresie într-o vilă de 10 milioane de euro. Da. Și banii sunt o consecință a proceselor pe care le fac ei ca să simtă bine. Lor le place ce fac. Și e foarte bine și au definit ce este. Ce le face la plăcere.